Se anunță noi modificări la acordarea alocației pentru copii. Un proiect de lege a fost adoptat tacii de senat și vizează ca dreptul la alocația pentru copii să se stabilească încă din prima zi a nașterii copilului. Mai exact, plata drepturilor ar putea începe mai devreme, adică proporțional din luna următoare a depunerii cererii de către părinți, dacă propunerea va fi adoptată. În prezent, legea care reglementează plata privind stabilirea drepturilor la alocația pentru copii prevede o altă procedură. Dreptul este stabilit începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul iar plata sumelor prevăzută de lege se face începând cu luna următoare de punerii cererii. De anul acesta, alocația pentru copii a fost majorată. Astfel, în prezent, copiii peste 2 ani și tinerii care urmează cursuri liceale și profesionale primesc 292 de lei pe lună, iar cei cu dizabilități aflați până în vârsta de 18 ani au în prezent suma de 719 lei. Actul normativ va fi dezbătut și supus votului deputaților, care este fort decizional în acest caz.